Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou tutorial de Photoshop pe Photoshop Photoshop.ro Eu sunt Cosmin, iar în acest tutorial de efecte de text vom face acest efect de text din imagine de pe desktopul meu și dacă veți da destule like-uri și tutorialul va fi destul de apreciat veți învăța cum să faceți acest background în Windows 7 sau Windows 8 sau în orice Windows cu tranziție de culori. E destul de ușor, e interesant de făcut. Dacă vreți, dați like-uri, și în funcție de câte like-uri va avea acest tutorial. Voi vedea dacă voi face un tutorial pe această temă. Ok. Textul, efectul de text de astăzi l-am denumit Music EQ de la Egalizator, și este un efect care constă în simularea unui Egalizator, evident, de muzică pe un text. Vedeți că avem diferite pătrățele să le zicem ca un egalizator, numai că în text. Pentru asta, haideți să deschidem Photoshop-ul. Eu folosesc Photoshop 56 în momentul de față. Fișierul PSD, pentru cei mai leneși dintre voi, îl găsiți ca download gratuit pe grip.ro, pe site-ul meu, împreună cu fontul pe care îl vom folosi astăzi. Fontul se numește MG Open Modata. Download-ul este în descriere către site, împreună cu fișierul PSD. Bun, haideți să facem un nou fișier. Fișier de 1920, 1920 hai să facem Full HD. 1920 cu 1080 pe rezoluție de 72 RGB de 8 bits. Nu puneți de 16 bits pentru că anumite filtre uh, vor fi oprite. Nu veți putea să le folosiți dacă veți vrea să le folosiți aceste fel de text în lucruri mai complexe. Eu astăzi vă voi arăta numai efectul. Bun, 8 bits, dăm ok. Dăm dublu click pe background, ca de obicei pentru a-l debloca. Apăsăm D pentru a reveni la culorile default negru și alb. Mergem la paint bucket-ul cu G și dăm un click pentru a face background-ul negru. Iar mai apoi vom scrie textul, intrând în textul cu T. MG open modata pe bold îl voi folosi o culoare albă. Nu știu ce dimensiune, hai să scriem 200 de loc, am dată, să vedem cât de mare este. Dar va trebui să facem un pic mai mare. Textul, să zicem, va fi... Nu știu, să scriem tot Music. Sau să facem altceva, hai să scriem uh, Greek. Sau uh, Greek, nu, hai tot Music. Music FM. Hai, ca să zicem că facem ceva la un radio. Music FM îl facem mai mare cât să ne intre în în background, putem să edităm un pic de aici dimensiunile, putem să-l facem un pic mai uh, apropiat. Eu zic că minus 20 este ok. Stai să vedem cum arată mai bine așa. Uh, minus 20 este ok, dar vedeți că distanțele dintre, hai, minus 10 totuși, distanța dintre diferite litere este diferită. Na. Așa că vom merge, vom da click înainte de M după mâ înainte de U și vom merge la VA și vom scădea un pic. Minus 40, la fel și înainte de S. Vom scădea un pic cât să pare egal, minus 30 este ok. Uh, între C și F o să mărim un pic, cam așa, și eu zic că arată destul de bine. Totuși mi se pare că este un pic uh, cam strâmt între M și U minus 30 zic că este bine. Și am terminat ajustarea textului, dăm tic dăm control A pentru a selecta tot documentul, vom merge la Move Tool și vom da click pe centrare, pe verticală și pe orizontală, pentru a centra textul atât pe verticală cât și pe orizontală. Iar filul textului va fi deocamdată la 50%. Veți vedea imediat de ce. De ce. Acum, ca să facem aceste pătrățele, pe care le-am făcut în documentul inițial. Va trebui să creăm un pattern, nu vom face fiecare pătrățel în parte, n-am înnebunit. Vom face un pattern separat, creând un fișier nou, file new, cu o distanță, cu o dimensiune de fapt de 60 de pixel pe 35 de pixeli. Asta pentru că fiecare pătrățel în parte are o dimensiune de uh, 55 pe 30 și vrem să lăsăm câte 5 pixeli uh, în stânga și în jos pentru a apărea acest efect de acel efect de distanțare între pătrățele, pentru că altfel dacă am lăsat, am face am documentul cu acea pătrățică uh, pătrățelele când vom aplica pe ul vor fi lipite, așa că vreți să lăsăm un pic de spațiu și 5 pixeli este suficient. Dăm OK dăm zoom ca să vedem mai bine documentul. Dacă nu puteți să dați zoom direct din scrollul mouse-ului, puteți apăsa control K și intra în setări și mai mai departe să dați click, să dați check pe zoom with scroll wheel. De asemenea aveți câteva opțiuni aici destul de interesante. Puteți să vă uitați la ele, voi face un review al fiecarei funcții de aici într-un tutorial viitor. Dăm OK. Iar acum vom selecta Rectangular Marquee Tool. va fi fix Size cu 55 x 30 așa cum am zis. Și cum dăm click a apărut o selecție fixă de 55 de pixel pe 30 pe care o vom pune în acest colț. Dacă aveți rulerul activat foarte bine, dacă nu apăsați Ctrl R pentru a apărea rulerul, iar din ruler veți trage 4 uh, linii de ghid pentru corespunzătoare fiecărei linii a selecției. Asta vom face ca vom face pentru ca mai apoi să ne fie mult mai ușor să tragem pătrățica uh, care va forma patternul. Mai apoi vom merge la uh, rectangle, rounded rectangle tool cu un radius de 10 pixeli, filul alb și vom trage din acest colț un uh, rectangle până în colțul de jos. Pătrățica nu se va vedea, bineînțeles, dar dacă vom da dublu click pe background ca să îl deblocăm și îl vom ascunde, pătrățica se va vedea, putem să dăm control d pentru a deselecta uh, forma. Iar mai apoi, ca să salvăm acest pattern, vom merge la Edit și Define Pattern. Vom, redenumi, vom denumi pattern uh, Pattern Tutorial, îl voi șterge, oricum am salvat de mai multe ori acest tutorial, aveți grijă să fie alb filul, nu negru, nu altă culoare, ok. Iar mai apoi, după ce am terminat acest lucru, putem să închidem foarte bine fișierul, nu mai avem nevoie de el. Bun, mai departe am terminat cu această fereastră, vom merge din nou la documentul principal și vom da dublu click pe background, iar mai apoi vom merge la pattern overlay și vom selecta patternul pe care l-am creat, de obicei este ultimul pattern. Ultimul pattern pe care l-am selectat, vedeți acesta este este un pic cam mare și nu, nu ne permite să vedem cum se încadrează pe text. Așa că îi vom da opacitatea un pic mai scăzută, să zicem 50%. Uh, schelul, pardon, schelul rămâne la 100% deocamdată. Opacitatea o vom reduce la 50% ca să vedem cum se încadrează pe text. Și vedem totuși că pătrățelele sunt cam mari, așa că vom scădea un pic schelul pe la un uh, 80-83%. Este foarte bine. Iar mai apoi putem să tragem. Uh, pe termenul astfel încât să se încadreze bine pe text, eu zic că așa arată arăta destul de bine, hai să mai mișcăm un pic, zic că arată destul de bine așa, ok, și vom da ok. Dar mai apoi vrem ca efectul să fie pe un layer separat, așa că vom da click dreapta pe iconița FX și vom da create layer astfel încât s-a creat un layer nou. Acest layer îl vom trage deasupra tuturor layer îl vom redenumi ca pattern și vom da control g pentru a crea un grup separat, pe care îl vom redenumi pattern. Ca am mâncat un N aici: Peter. layer Peter cu 2 de t. Bun. După ce am creat acest uh, grup, uh, vreau ca patternul să se vadă numai în interiorul textului. Așa că voi selecta textul dând click pe iconița textului, layer-ului textului cu controlul apăsat, deci control și click pe T. Vedeți că s-a selectat numai textul. Iar mai apoi vom merge la pattern, voi selecta grupul pattern și voi merge mai departe și voi da un click pe iconița create new layer mask. Astfel încât am creat un mask în grup pentru acest text Bun, după ce am făcut acest lucru Putem să ascundem textul Pentru că nu mai avem nevoie de el deocamdată Vedem cam cum s-au împărțit S-au împărțit pătrățelele pe text Destul de bine putem, putem să lucrez mai mult la ele Dar oricum e destul pentru acest tutorial Apoi selectăm filul peternului, De la 50% cât a fost inițial La 10% ca să mai scădem un pic din opacitate Apoi dăm dublu click pe lerul peternului. Și vom merge la gradient overlay unde vom seta culorile uh, pătrățelelor. O să rămân la aceleași culori de bază portocaliu și roșu. Uh, vă voi arăta mai la sfârșit cum puteți să schimbați culoarea foarte ușor. Uh, mergem aici, uh, culoarea negru o vom înlocui cu o culoare care un roșu mai, uh, da, un roșu de fapt care are uh, fond, uh, codul de culoare DE0303. Iar mai apoi culoarea albă. O vom înlocui cu un portocaliu care are codul FF CB 05 Deci, acest portocaliu gălbicios. Ok, dar vedem că vedem mai mult nuanțe de portocaliu, nu vedem nuanța de roșu și nuanța de galbi... portocaliu găl... care, pe care am ales-o. Asta putem să rezolvăm scăzând schelul la aproximativ 50%. 50% cred că e destul de bine, vedem și roșu, vedem și galben, se vede gradientul mai complex. Și cam atâta vom da ok. Bun. Mai departe, noi nu vrem ca acest gradient să ocupe tot textul, ci doar punctele din pattern, acele dreptunghiuri curbate pe care le-am creat. Așa că vom da din nou click pe iconița FX și vom da Create Layer. Iar apoi vom scoate layerul din Clipping Mask, cu altul și mergând cu cursorul între layer de gradient și layer de pattern, vom da click și vom scoate layer-ul de, de gradient din, din clipping mask. Vom redenumi gradientul, evident, gradient gradient hai că mănânc litere, gradient iar mai apoi vom crea și lui un grup separat control-g, care se va fi grup uh, în grupul principal pattern, Bun, pe care putem să-l denumim FX, că este tot efectul, uh, va conține toate efectele acestui text. Grupul 1 se va numi grupul gradient, care va conține acest, uh, acest grup. Apoi vom face o selecție a patternului, tot așa, control și click pe pattern, pe iconița pattern și mai apoi uh, mergem pe grupul gradientului, selectăm grupul gradientului și vom da un mask pentru a masca. Și vedeți că a apărut, uh, cum se numesc, gradientul a apărut numai pe pătrățelele pe care noi le-am creat, adică pe uh, pattern. Acum vom avea nevoie de un alt layer mask. Vom lucra foarte mult cu layer mask pentru că este cea mai bună tehnică de editare nedestructivă, non-destructivă. Bun, vom crea un nou layer mask cu layerul, layerul, layerul gradientului selectat vom crea un layer mask, iar mai apoi vom lua marchitul, rectangular marchitul și vom selecta pătrățelele pe care nu, care nu vrem să se vadă. Asta înseamnă că, hai să vă arăt, vom selecta aceste pătrățele care, care vor fi gri și nu vrem să se vadă. Așa că haideți să, sele să le selectăm, dăm zoom și pur și simplu vom selecta fiecare ce pătrățică vrem, dar aveți grijă, înainte am, selectat, am folosit rectangular Marchitul cu un fix size. Mergem și dăm pe normal ca să putem să facem selecția cât de mare vrem. Voi face selecția pe prima linie cam atâta. Nu vă faceți griji, se va vedea, dar se va vedea mult mai puțin. Se va vedea chiar efectul care trebuie. Apoi, dacă vrem să facem o altă selecție, ținem shift-ul apăsat și vom merge la următoarea. La, următor, la, următorul rând și vom selecta și de aici o parte. Dacă vă ajută puteți să dați zoom. Mai departe de aici să zicem că facem o selecție a ăstora. Nu, uite ăstora. Uite așa. Am uitat să țin shift-ul apăsat, așa că, după cum ați putut vedea, a dispărut selecția de aici. Cu shift-ul apăsat, tot timpul trebuie să ține shift-ul apăsat. Face selecția pătrățelelor pe care, care vreți să dispară. selecția cu shiftul apăsat, iar acum va trebui să umplem masca, mescul cu negru. Asta înseamnă să dați control și backspace. Dar aveți uh, albul selectat așa că nu se va, nu se va întâmpla nimic. Dați clip pe această iconiță, switch foreground to background, trebuie să aveți backgroundul negru, iar acum control și delete pentru a dispărea. Control D pentru a deselecta selecția iar acum ați ascuns pătrățelele care nu vă interesează. Foarte bine, dacă vreți să refaceți pătrățelele, pur și simplu faceți selecția unei pătrățele care este ascunsă, mergeți și dați control Backspace din nou. Bun, după ce am făcut acest lucru, vom trece mai departe, iar acum va trebui să mai facem niște, să mai aplicăm niște efecte. Dacă vreți, puteți să vă opriți aici. Avem un efect destul de simplu. Dacă căutați un efect simplu, acesta este un efect simplu, fără prea multe chichițe. Puteți să vă opriți aici sau dacă vreți să mai schimbați ceva, cum am făcut eu în tutorial, continuăm să lucrăm. Da? Bun. Acum vom da dublu click pe layerul de gradient, pe acest layer, și vom merge la Bevel and Emboss, unde vom seta def-ul la 1000% iar size-ul la vreo 70%, 60-70%, zic că e prea mult 70%, hai la un 60%, 60% iar mai apoi uh, cursorul de aici, deselectăm Use Global Light, iar cursorul de aici se va duce cât mai aproape de punctul de centru, într-o direcție ușor spre stânga. Să zic un 135 cu 58 zic că este bine, totuși hai mai sus un pic și mai așa mai jos, mai aproape cam așa zic că este foarte bine, vedeți că a, a apărut acest, efe, acest efect de highlight cu shadow arată destul de bine highlight modul îl vom schimba mai apoi pe color dodge iar shadow modul pe color burn așa putem să scădem opacitatea un pic la color burn și și un pic și la Color Dodge pentru a atenua un pic efectele care par totuși destul de pronunțate. Și la fel putem să jucă, ne jucăm și cu Highlight modul. Iar apoi mergem, dăm OK și mergem la layer cu Pattern. Iar la layer cu pattern vom face o selecție și vom crea, facem o selecție pe Pattern, din Control și click pe Iconița lerului ului pattern Iar mai apoi vom face o mască la pattern Deci vom face o mască la propriul pattern Ceva de genul ăsta Bun, asta am făcut pentru că mai apoi vom vrea să aplicăm Un uh, efect de inner shadow pătrățelelor Ca să iasă un pic în evidență Și dacă făceam asta fără să creăm un mask uh, Inner shadow se aplica numai pe margine întregului document pentru că pattern este pe întregul document, dar nu se vede pentru că background-ul este negru și nu apărea efectul dorit. Așa că acum putem să dăm un click, un zoom mai mare ca să vedem efectul pe pătrățele live. Vom da dublu click pe pattern, vom merge la Inner Shadow și ne uităm la pătrățele ale negre, cum vrem să arate. Deselectăm Use Global Light, selectăm Setăm unghiul la 90 de grade, sau cred că merge și la 120 de grade, arată destul de ok. Distansul îl setăm la 2 pixeli, mărim choke-ul un pic, nu foarte mult, 10 pixeli cred că este de ajuns, iar size-ul putem să-l lăsăm 13, astfel că să fie un gradient destul de interesant, sau putem să-l micșorăm până la vreo 4. Depinde cum vreți voi, mie îmi place să fie cam așa, 2, 13 și 10 la choke, conturul normal putem să scădem o opacitatea un pic dacă nu ne convine. Și cam asta este și pentru Inner Shadow. Acum hai să lucrăm un pic la background. Am terminat cu efectul de text. Să lucrăm un pic la background ca să arate un pic mai bine dacă în caz că vreți să faceți un wallpaper din chestia asta. Putem să ascundem deocamdată FX-ul, grupul FX, care este, care este pe persoana fizică textul. Și să lucrăm un pic la layer unde vom adăuga un fel de backlight. Putem să facem asta ori din gradient, ori uh, cu un braș sau cu un uh, rounded rectangle tool cu feather. Eu aleg să fac un elipsul alb, să zicem, și voi face un uh, o elipsă în spatele textului cam atât de mare, cred că este ok. Click dreapta Rise Layer, Control A, o vom centra pe mijloc, împreună cu grupul, la fel, hai să-l centram și pe el în mijloc. Foarte bine. Iar lipsul acesta vom merge apoi la Filter, Blur, Gaussian Blur și vom da un radius de 100... De 188, cancel, nu. Hai să micșorăm un pic elipsa totuși, că este prea mare cred că atâta este suficientă, chiar un pic mai mică, zic eu, cam așa. Și acum să mergem la Filter, Blur și Gaussian Blur, unde vom aplica un efect destul de mare, cam așa. Zic că este ok. Scădem opacitatea la 26%, să fie un efect foarte scăzut, chiar 23%, zic că este foarte bine, apoi vom muta fixul mai sus un pic, veți vedea imediat de ce, pentru că acum vrem să facem o, o reflexie a textului. Vom da control J pentru a duplica grupul, iar grupul de, jos, grupul de sus se va numi FX în continuare, iar grupul de jos se va numi, uh, după ce vom da click dreapta și convert to smart object sau rasterize, dar nu avem aici, ba voilà, avem merge group. Vom da un merge la grup și vom redenumi grupul uh, reflection sau reflexie. Reflexie. Bun. Iar mai apoi această reflexie vom merge la edit, transform, flip horizontal, edit, transform, uh, rotate 180. Cu uh, muftul ul selectat, tragem textul mai tragem layer mai jos, cam așa, cât să atingă uh, cât să atingă textul inițial. Iar mai apoi vom uh, Vom da uh, click dreapta și convert to smart object, ce cel mai bine așa, pentru că mai apoi vom aplica o mască din nou. Uh, o mască care, pe care o vom umple cu un gradient de la alb la negru. Vom merge la paint bucket-ul cu G, selectăm gradient Tool-ul. Trebuie să fie de la negru la alb. Ok. Asta înseamnă că va trebui să schimbăm culorile, negru sus, alb jos. Și vom trage un gradient, să zicem, de la mijlocul acestui... Uh, de la mijlocul uh, reflexiei, erului cu reflexie, până la mijlocul textului uh, principal, cam așa. Și Vedeți că am ascuns, uh, am ascuns cât se poate textul, foarte ușor, și, dar, și așa putem să revenim oricând la reflexia inițială, jucându-ne cu brașul de alb și negru sau cu gradientul. Mai departe, vrem să creăm un shadow între cele două texte ca să arate un pic mai realist. Pentru asta vom merge la uh, lipstul un elips tool cu filul de negru și vom crea o elipsă între cele două texte, cam așa, clic dreapta Rasterize Layer, o vom centra, eu zic că este foarte bine, hai să o centrăm pe ambele, așa, dăm un zoom out ca să vedem mai bine, vom merge apoi la Filter, Blur, din nou Gaussian Blur, de data asta un blur mai mic, eu zic că așa, cam așa arată destul de bine la 20 de pixeli. Ok. Putem să scădem oricând opacitatea. Hai dăm control Z un pic și să intrăm din nou în filter, blur din nou, Gaussian blur. De data aceasta un pic cam la, eu zic că nu 18, un 16 așa, un 19, un 19 19, 20 foarte bine pentru că mai apoi vom scădea opacitatea un pic, cam așa și vom muta shadow-ul mai jos un pic. Cam așa zic arată destul de bine. Iar mai apoi vom crea cu toate aceste lere și cu elipsul. nu, elipsul fără elips. Vom crea din aceste trei lere un grup. Apoi sunt control G cu toate selectate. Main îl vom denumi, adică principal. Iar mai apoi control A și îl vom centra pe mijloc. După cum puteți observa, la mine am mai făcut un lucru. Am mai adăugat aici un mic, un mic highlight pe background, care este destul de ok. Vom crea un nou layer, dacă vă interesează. Cu pentulul selectat, clic în afara documentului și clic astfel încât să iasă o curbă fină, să creeze un arc de cerc, iar mai apoi o vom închide în afara documentului. Clic dreapta înăuntru ei și fill path. Use white și dăm ok, iar mai apoi dăm click dreapta în interiorul, în interiorul petului și vom da direct pet pentru a șterge petul, mai apoi vom merge la layer 1, îl vom redenumi highlight și vom seta blending modul pe overlay, urmând ca a mai apoi să scădem opacitatea la 70% și filul la 40%. 44-45%. Dăm dublu click pe highlight, adăugăm un drop shadow, un drop shadow cu unghiul de 90 de grade, use global light deselectat, distance-ul 3, size-ul un pic mai mare, putem să scădem totuși distance la 1, scădem opacitatea, pe cât posibil, dăm ok și mai ne jucăm un pic din opacitate să se vadă cât mai puțin cu putință. Cam așa zic că este foarte bine. Totuși fi, aș fi vrut ca acest uh, highlight să se aplice și reflexiei. Deci cam am, tre am trecut efectul de highlight deasupra deasupra reflexiei. Bun. Cam ăsta este tutorialul. Încă un lucru ca bonus, dacă vă interesează cum uh, să schimbați culoarea, în momentul de față e cam greu să schimbați culoarea, decât dacă aplicați un uh, nou layer, un adjustment layer, foarte ușor puteți să schimbați culoarea în orice culoare doriți. Vedeți, eu am creat aici un, un adjustment layer pe gradient. Așa că vom merge deasupra, vom da click pe, L, pe grupul main pentru a aplica culoarea nouă pe tot documentul, în afară de background. Veți vedea cum aplicăm în afara backgroundului. Vom da click pe create new fill or adjustment layer și vom uh, crea un gradient un gradient de la foreground to background în care foregroundul este o culoare, o nuanță de culoare pe care o vreți voi, să zicem vrem verde, de la verde la un alt verde, un verde mai închis, cam așa să zicem, ok. Dăm ok din nou. scale la fel, îl vom seta la 50% și un reverse ca să arate mai ok. Dăm ok și acum ce am făcut? Am umplut uh, tot documentul cu un gradient. C Pentru ca acest gradient să se aplice numai textului, vom seta daven modul pe Hue. Și acum am schimbat atât culoarea textului principal, cât și culoarea shadow-ului pe verde. Dacă vreți să fiți chiar mai, să lucrați mai în detaliu, puteți să aplicați un gradient fill pe text și un gradient Fill pe shadow astfel ca să se vadă un pic mai bine. Dar în general ăsta este tutorialul, sper că v-a plăcut, sper că v-a fost util. Nu uitați dacă tutorialul acesta primește destul de multe like-uri. Voi face un mini tutorial în care vă voi arăta cum puteți să creați acest wallpaper pentru... Pentru Windows, probabil și pentru Mac, nu știu sigur, în care culorile se schimbă automat. Uh, lăsați comentarii cu ce tutoriale vreți să mai vedeți. Am luat deja în calcul tutorialele pe care voi le-ați în videoclipul special. Uh, mai multe tutoriale găsiți pe site pe grip.ro nu uitați să lăsați un like pe pagina de Facebook facebook.com slash Pagina se numește Photoshop Tutorial. acolo postez ultimele noutăți plus artwork-uri interesante de la diversi grafic designer cunoscuți sau mai puțin cunoscuți. Nu uitați să lăsați un plus 1 atât la acest video cât și la site, să mă, mă dați follow pe Twitter, twitter.com slash Grigore și până la un, un nou tutorial, eu sunt Cosmin, numai bine, salut!